Bun găsit, doamnelor și domnilor, la tema zilei. În prima parte a emisiunii dăm prioritate chestiunilor economice. Iată că Uniunea Europeană răspunde cu sancțiuni la atrocitățile comise de trupele ruse în regiunea Kievului. Astăzi au fost anunțate alte sancțiuni. Este vorba despre cel de-al cincilea set de sancțiuni pe care europenii vor să îl pună pe picioare în încercarea de a provoca noi daune mașinii de război ruse. First, we will impose an import ban on coal from Russia worth 4 billion euros per year. This will cut another important revenue source for Russia. Second, a full transaction ban on 4 key Russian banks, among them VTB, the second largest Russian bank. These 4 banks, which we now totally cut off from the markets, represent 23% of market share in the Russian banking sector. This will further weaken Russia's financial system. Third, a ban on Russian vessels and Russian-operated vessels from accessing EU ports. Și discutăm despre aceste decizii ale Uniunii Europene, dar și despre măsurile economice care urmează să fie aplicate în plan intern în România, cu invitații mei din prima parte a emisiunii, Lidia Moise, jurnalist Newsweek, și domnul Valentin Ionescu, consultant economic. Bun găsit! Vedem așadar că avem de-a face cu noi sancțiuni împotriva Rusiei. Dacă ar fi să ne raportăm la cele pe care le știm deja, ce impact credeți că ar putea avea și este în plus ceva care să arate că Uniunea Europeană este dispusă să meargă și mai departe, mai ales în chestiuni sensibile chiar în interiorul Uniunii? Sunt niște sancțiuni oarecum previzibile și graduale. Deci este foarte clar că toate sancțiunile care au fost luate acum, până acum, de către Uniunea Europeană și de Statele Unite împotriva economiei Rusie, au produs efecte negative în economie. E adevărat însă că prin măsurile de contracarare, aparent, Rusia a reușit să restabilească, de exemplu, cotația rublei. Dar trebuie să ne gândim că este o cotație artificial stabilită de către Banca Centrală a Rusiei. Trebuie să ne mai gândim că la formarea acestui curs al rublei participă numai companii și fonduri de investiții rusești. Nu mai participă fondurile internaționale. Cotația se face în interiorul pieței ruse. Și trebuie să mai știm ceva, ceea ce relatează presa rusă, că aflată, dacă vreți, într-o oarecare opoziție, care, mă rog, cei care nu au sediul în Moscova sau în Sankt Petersburg, deci în Rusia, și anume există o piață neagră a rublei. Ei bine, pe această piață neagră se tranzacționează rubla la 250, 230, 300 de dolari, de ruble, un dolar. Cam acolo este. Deci distanța între acest curs oficial fixat de Banca Centrală și de piața financiară moscovită a rublei și realitatea terenului care este în piața neagră este destul de lămuritoare. În rest, publicația Comersant, care este o publicație economică, sigur că are grijă să nu pronunțe cuvântul război și să se refere la operațiuni militare ale Federației Ruse în Ucraina, dar trage diverse semnale zilnice, semnale de alarmă în ce privește problemele din economia rusă, pentru că sunt într-adevăr probleme, sunt mari companii care nu mai au componente pe care le importau din străinătate. De exemplu, una dintre sancțiuni se referă la semiconductori și la alte echipamente pe care Uniunea Europeană nu le mai poate exporta în Rusia. Da, dar este greu de cuantificat în acest moment care sunt efectele, după cum tot atât de greu este să cuantificăm care sunt efectele asupra economiei noastre, pentru că după economiei românești, europene, de ce? Pentru că la ora actuală nu avem decât câțiva indicatori pentru luna februarie. Și atenție, luna februarie a fost o lună destul de puțin afectată de război, care a început în peste sfârșitul lunii. Deci încă nimeni nu poate să-și dea seama, incertitudinea e foarte mare, nimeni nu poate să-și dea seama care este influența reală
și a sancțiunilor și asupra economiei. Valentin Ionescu, vorbim inclusiv, de exemplu, despre interzicerea accesului navelor rusești sau cu operatori ruși în porturile Uniunii Europene, ceea ce se traduce și la porturile românești, sigur, cu niște excepții. Vorbim de asemenea despre interzicerea lemnului, cimentului și altor materii prime. Credeți că acest lucru are efect asupra Rusiei, efect măcar pe termen lung? Cât de importante credeți că sunt aceste decizii luate astăzi? Doamna, cam toate sancțiunile pe care le-a adoptat Uniunea Europeană sunt destul de slabe din punctul meu de vedere. Efectul este pe termen mediu și lung, pe termen scurt aproape deloc. Inclusiv cele de astăzi, și punctual o să vă spun cum sunt cele de astăzi. Că mi-a spus o întrebare că accesul navelor rusești în porturile Uniunii Europene este interzis, cum s-a întâmplat acum o lună, de pildă, în porturile britanice. Păi, de aproape o lună rușii schimbă pavilionul, ca să vă dau un exemplu. Adică ei vor ocoli această sancțiune sau vor închiria nave sub pavilion panamez, liberian. Sunt țări care fac acest lucru și se vor înregistra, deci în registrele navale se fac înregistrări, vor proceda la alte înregistrări în registrul naval. Nu e o mare scofală asta. Ce constat eu, comparativ cu Statele Unite, care aplică, să spunem, niște sancțiuni tot punctuale pe firme, persoane și pe produs? Și în Uniunea Europeană există abordarea asta, deși sancțiunile din Uniunea Europeană sunt mai slabe, cum vă spuneam, pentru că nu atinge sectoarele vitale. Dumneavoastră aminteați mai devreme de semiconductori, că sunt restricționate la export. Păi, deocamdată Uniunea Europeană nu produce semiconductori, decât că poate să faciliteze eventual o revânzare. Semiconductorii se produc pe piața asiatică, în Taiwan, Corea de Sud, ăștia sunt mari producători. Să spunem că lemnul are un procent cam de 3% în importurile Uniunii Europene din Rusia, dacă mă uit pe datele statistice din anul 2021. Mărfurile principale rusești în Uniunea Europeană sunt petrolul și gazele, în special petrolul. Atenție, factura principală europeană nu este la gaz, este la petrol, care este un produs substituibil. Și anul trecut au fost aproximativ 99 de miliarde importul în toate țările Uniunii Europene. Constatăm că și acum această marfă este importată din Rusia. Și împreună cu gazele, europenii plătesc zilnic aproximativ 300 de milioane de euro. Deci, de la începutul războiului până în prezent, s-au plătit peste 10 miliarde de euro Rusiei. Da? Sunt bani. Dacă ne referim la metale prețioase, nu sunt interzise metalele și pietrele prețioase în Uniunea Europeană, pentru că sunt afaceri mari aici. Ce vreau să vă spun este că sunt niște sancțiuni care se aplică, cum vă precizam, pe firme și persoane, sunt vreo 6400 de persoane sancționate, o listă întreagă. Sunt câteva produse care intră, să spunem, sunt interzise în comerț, dar ramuri industriale ca atare, unde impactul ar fi fost mai mare, nu sunt interzise, cu excepția metalurgiei. Adică acolo produsele din metal și fier sunt interzise și atunci ai acoperit, să spunem, o ramă industrială. De ce această... Pentru simplu motiv că Uniunea Europeană gândește în termeni economici să nu fie afectat. Vedeți că și acum s-a pus problema că interzicerea importului de gaz sau de petrol este opțional. A apărut știrea asta. Bun. Nu e obligatorie. Pentru că ar afecta toate economiile țărilor europene, în special cei care sunt ancore economice. Germania, Italia, Franța, Spania, înaintea Marea Britanie nu mai e, în fine. Cărbunele. Apare pe lista de sancțiuni. Cărbunele, într-adevăr, e o marfă pe care rușii o vând cam peste tot. Atenție. Mai cu seamă în China, nu atât în Europa. Dar europenii aici n-au nimic de câștigat, ca să vă dau o dovadă că se gândește mercantil. Pentru că există cărbune de bună calitate în Silezia, respectiv în Polonia, și în Germania. Deci se redeschid mine acolo. N-ar fi o problemă majoră asta. Problema este la petrol, unde în momentul de față Uniunea Europeană nu reușește să negocieze cu Arabia Saudită. Aici, de fapt, problema principală este între Arabia Saudită și Statele Unite, pentru că se negociază un acord cu Iranul, care este rivalul în zona Orientului Mijlociu al Arabiei Saudite. În plus,
prințul moștenitor al Arabiei Saudite, care are un profil destul de asemănător cu Putin, are un dosar penal în Statele Unite pentru uciderea acelui jurnalist acum 2 ani la Istanbul și care a fost făcut bucăți, dacă ne aducem aminte. Da, adică o crimă oribilă. În plus, are un război pe care îl duce în Yemen cu o minoritate și unde Statele Unite nu se mai implică. Adică sunt niște motivații care nu privesc neapărat războiul din Ucraina. Sau, și saudiții, de fapt, pun presiuni pe tot Occidentul în privința asta și refuză să majoreze extracția de petrol împreună cu alte țări. Și au influență în OPEC+. Asta este o mare problemă, pentru că petrolul este un produs substituibil, adică europenii ar putea să renunțe în situația în care țările din Golf ar majora extracția de petrol. Și atunci, Lidia Moise, să ne gândim că ar putea veni un moment în care Uniunea Europeană, pentru că sunt voci deja, ar putea renunța la gaze și petrol. Pentru început petrol, pentru că am văzut că Emmanuel Macron, de exemplu, această pistă o privilegia. Și abia atunci economia rusă să aibă într-adevăr o lovitură decisivă, să-i spunem? E destul de greu de anticipat așa ceva. Să nu uităm că Rusia are o influență foarte mare în OPEC+, este membră în OPEC+, alături de Arabia Saudită. Să nu uităm că ei sunt interesați să mențină aceste tensiuni și sunt foarte mulțumiți că acum cotațiile petrolului sunt foarte sus. Să nu uităm că OPEC a refuzat să revină la cantitatea de petrol pe care o livra piețelor în 2019, deci înainte de pandemie, pentru că ei și-au redus normal, dramatic, drastic extracția de petrol în 2020. Normal, pentru că nu se mai consuma, era lockdown în aproape toată lumea, dar după aceea nu au ajuns la cantitatea livrată înainte. Deci livrează din foarte puțin și ca atare țin prețurile foarte sus. Deci va fi într-adevăr o problemă să compensezi integral cantitatea de petrol pe care o importi din Rusia, dar nu imposibil. Uniunea Europeană are de-a face cu dificultăți, cu scumpiri, cu teama de penurie, o vedem în unele țări. Sunt, într-adevăr, tot felul de probleme. Cum va face față Uniunea Europeană pe termen scurt acestor lucruri care tot apar, tăvălugului scumpirilor și așa mai departe? Dacă s-ar pune problema să renunțe la gaze și petrol, mai este și chestiunea refugiaților, trebuie susținut financiar și gestionat acest val de refugiați, domnule Ionescu? Da, cu refugiații e o problemă și aici aș puncta o situație, pentru că astăzi mă informam pe subiectul ăsta. Nu vreau să mă refer la toată Uniunea Europeană. Greutatea, în momentul de față, cade pe țările vecine Ucrainei. Polonia, după cum știm, care a început să redirecționeze către România, Slovacia, Ungaria mai puțin și România. În momentul de față, România se confruntă cu valul 2 și valul 3, probabil că războiul ăsta nu se termină peste o lună. Uniunea Europeană, să spunem că a dat o soluție rezonabilă, în sensul că oferă țărilor membre posibilitatea să se folosească de niște resurse pe care nu le-a absorbit la timp și pe care, teoretic, să spunem, sau legal, le-a pierdut cândva. Bun. Acum, eu nu știu cum folosește statul român, ca să ne referim strict la România, pentru că eu aflu astăzi că stau de vorbă și ajut și eu, ca toată lumea, nu sunt eu un caz special, familii care vin din Ucraina, persoane, da, fiul meu face același lucru, a găsit ieri pentru 3 familii într-o zi. Eu mă uit la stat, aici apare și vreau să ridic o problemă, să fiu constructiv, nu neapărat acum să critic. Deci, în țară vin mai multe tipuri de refugiați. Unii sunt în tranzit, după cum se știe, alții vin din Ucraina cu o destinație precisă și rămân în România, spun, mă duc la București sau la Cluj sau la Timișoara, alții vin în România și sunt complet dezorientați, în sensul că nu știu unde să se ducă. La graniță îi trebuie să completeze niște declarații, la poliția de frontieră. Dar informația de acolo nu este preluată de ISU, care trăiește tot în Ministerul de Interne. Aici este o problemă. Ministerul de Interne nu are o evidență exactă a refugiaților care există în momentul de față pe teritoriul României, nu neapărat în tranzit, că nu aia e problema, și atunci nu are cum să facă o alocare corectă a resurselor pe la primării.
Sunt și primării un pic dezinteresate, că eu am aflat că la Constanța nu prea se mișcă și nici nu mai au resurse. Problema este însă acum și în București. Deci eu când ridic această problemă să se gândească foarte bine autoritățile, cum pun cap la cap informațiile și totodată cum ajută un refugiat, că mă uit pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrare și oferă o teorie juridică acolo de care nu se poate folosi nimeni. Dar spune ce fac ei, ce spune în conformitate cu legea, dar concret când vine un refugiat, ce are el de făcut, nu spune. Deci ce vreau să vă spun este că în momentul de față efortul pe refugiat scade pe ONG-uri și pe persoane private și eu văd că autoritățile se laudă cu ce fac aceste persoane private, nu ce fac ei. Da? Da, vom mai discuta cu siguranță despre acest subiect. Pentru că ați ajuns la România, aș vrea să vă întreb cum vedeți acel pachet de social pe care l-am aflat astăzi mai mult așa pe surse, voucherele pentru familiile defavorizate, pentru persoanele sărace, acel voucher de 50 de euro odată la două luni, pentru elevii care au burse sociale, ideea decontării accizei la carburanți pentru transportatori. Sunt niște măsuri care vor fi cu adevărat de ajutor? Sunt prea mici, sunt prea mari pentru ceea ce își permite bugetul României în acest moment, Lidia? Sunt, mă rog, țintite pentru ceea ce consideră administrația noastră că ar fi persoanele vulnerabile. S-au mai făcut lucruri din asta în toate celelalte țări, măsuri similare în mai multe țări, nu în toate. Deci e ceva normal, dar nu asta este problema. Mie mi se pare, și o repet chestia asta, mi se pare că cea mai bună măsură pe care am văzut-o eu acolo este cea privind mărirea alocației de hrană la spitale, pentru că acolo într-adevăr e o problemă. Nu știu dacă 22 de lei, cât am auzit că este cifra vehiculată, e suficient pentru hrana unui bolnav. Cred că acolo trebuie să se îndrepte banii și cred că nu înțeleg de ce evită tăierea a taxelor sau unor părți din taxele, o micșorare a taxelor pe carburanți, de exemplu, sau pe utilități. Deci dacă vor într-adevăr să ne ajute, trebuie să reducă TVA-ul pe utilități sau o parte din taxele pe care le plătim. Avem un TVA mult prea mare pe factura de energie, care acum este mare, factura de gaze este mult, enorm, de trei ori mai mare decât de obicei, ne-a strivit și când te uiți la TVA, vezi că statul ia o bucată foarte mare din asta. Și cred că e de neevitat. Eu cred că este de neevitat, dacă vor într-adevăr să ne țină cum să spun, să ne facă să rezistăm acestei crize, să putem să consumăm în continuare strictul necesar. Nimeni nu-și mai permite mai mult. Trebuie să gândească și să articuleze o asemenea măsură de scăderea TVA-ului pe utilități și pe carburanți. Probabil condiționat. Nu știu, dar cred că trebuie făcută. Da, Spania a făcut-o. Eu sunt de acord cu ce spune Lidia cu privire la carburant, unde statul încasează cam jumătate din prețul unui litru de benzină sau de motorină. Vă dau un exemplu. Pe de altă parte, înțeleg situația în care se află un guvern. E o poziție ingrată, pentru că resursele financiare nu sunt nelimitate. Da, acum, măsurile de care vorbiți nu sunt doar de natură socială. Sunt trei măsuri de natură socială, una a amintit-o Lidia, altele sunt, se referă la cele vouchere, și care economic cumva nu doar că ajută social, ele au și rostul de a stimula consumul populației. Cam ăsta e sensul din punct de vedere economic. Mai sunt încă două măsuri care sunt strict economice. Unele se referă la capital de lucru pentru întreprinderi mici și mijlocii, respectiv facilitarea unor împrumuturi într-un anumit plafon de 400.000 de euro. Asta e o măsură bună, pentru că IMM-urile traversează de 3 ani o perioadă grea. Și încă o măsură se referă la actualizarea prețurilor la materiale de construcții pentru achizițiile în curs, care iarăși este o măsură. E o ordonanță pe care o pregătește. Da, adică aici este de înțeles, pentru că să știți, de 2 ani situația este delicată pe această piață, care, cum să spun, o piață de achiziții pentru lucrări în infrastructura fizică a României, adică într-o investiție de capital, nu e făcută pentru statul român în sine, per se. Și acolo sunt fonduri, dar aici ar trebui să găsească o cale să rezolve o problemă la contractele care sunt deja
în curs de realizare sau sunt în execuție chiar, fără ca operatorii să înregistreze pierderi. Întâmplător, eu lucrez și la o firmă care fabrică materiale de construcții. Mai știu câte ceva despre materiale de construcții. Am mai spus Marcel Ciolacu astăzi ceva, că a primit din partea IMM-urilor o propunere privind ca în cazul în care, și Marcel Ciolacu spunea că ar urma să se facă acest lucru, să crească salariul minim cu 200 de lei, acești bani, cei 200 de lei, să nu fie taxați. Este fezabilă majorarea salariului minim? Credeți că este o măsură care ar avea efecte pozitive? La stat, da, pentru oamenii care sunt angajați în sectorul public, da, este fezabilă. Până la urmă, este problema guvernului. Din nou, trebuie să fie foarte atenți, cum bine a spus domnul Ionescu, la deficitul bugetar care se riscă să se adâncească la un nivel greu de suportat de către economia românească. Așa, în schimb, în mediul privat, aici este o situație destul de delicată, pentru că trebuie să nu uităm că toate companiile mici și mijlocii au probleme și nu au probleme doar acum, pentru că suntem, iată, victimele unui război energetic declanșat de Rusia, de fapt, în paralel cu invazia Ucrainei. Au probleme încă din anul 2020, să nu uităm că au avut loc închideri, lumea n-a mai ieșit, nu a consumat, deci lucrurile nu sunt foarte roze în mediul privat, ca atare. Și acum când vii și spui și vei mări salariul minim, de fapt asta înseamnă un cost în plus pe care trebuie să-l plătească micile companii care dau salariu minim. Deci e o problemă, va fi o problemă destul de delicată și într-adevăr ideea de a nu plăti și taxele către stat pe acest salariu pare a fi interesată, dar rămâne o provocare și repet și ce am spus despre ideea micșorării taxelor TVA-ului pe utilități. Nu este chiar atât, nu văd așa o pierdere mare și o să vă spun de ce, pentru că reflexul pe care îl are toată lumea atunci când cheltuiala ocazionată de încălzire și de lumină e prea mare, atunci tu închizi lumina, închizi gazul de câte ori pleci ieși din casă. Ca atare, deci ți-ai putea menține un consum de confort care ar putea da niște venituri și către stat. Pentru că ne-au mai rămas foarte puține minute, câteva cuvinte despre decizia BNR de astăzi, majorarea din nou a dobânzii de referință. Sperie, bineînțeles, că toată lumea cu credite acest lucru, cât de departe se mai pot duce, cât de mult se mai pot scopi creditele. Eu mă uit pe site-ul BNR-ului și văd că rata inflației a rămas fixată la luna februarie, de 8,53. Adică nici Banca Națională n-a mai avut curajul să facă o actualizare, măcar cu luna martie. Deci inflația, e pe 14, inflația este peste 12% în acest moment. N-aș curaj să spun că e 14. Nu, 14 pe data de 14. A, și, de 14. Și BNR, deci spune 12, undeva în jur de 12% ar putea să ajungă inflația. Nu. Alții spun că mai mult. Alții sunt mai optimiști și spun că de 11 nu o să treacă. Ce se întâmplă? Aici, măsura de astăzi privește așa, dobânda de referință care va crește gradual. Dobânda de referință este dobânda la care Banca Națională stabilește o dobândă de referință care o iau în considerare și băncile. Nu ne referim doar la robor. Robor este și un indicator sintetic. Ăla ne interesează pe noi și telespectatorul știe foarte bine că dacă se duce să se împrumute la o bancă, banca îi calculează dobânda proprie plus robor. Și ce comisioane mai are banca respectivă? Adică asta are impact, indiferent de natura creditului, că e pentru nevoi personale, ipotecar sau mai știu eu ce. Banca Națională a mai mărit și dobânda lombard, care ce înseamnă asta, cu 4%? Când o bancă se duce la banca centrală, se împrumută și prezintă garanții titlul de stat. Adică și acolo dobânda e mare, în schimb la creditare e ceva mai mică. Și cum? Banca centrală caută să tempereze inflația, nu știu dacă va reuși anul ăsta, și în același timp să nu afecteze foarte, foarte mult lichiditatea din piață. Că dacă ne uităm și la rezerve minime obligatorii, n-au umblat. Ăsta ar fi sensul, dar eu nu sunt așa de optimist. Că anul acesta inflația va reuși să scadă. Adică eu am rețineri, mai ales că Banca Națională
acționează cam târziu. Adică noi avem inflație din 2018, deși cauzele acum sunt diferite față de cele din 2018 sau 2019. 2020 ne-a salvat că a fost o cerere mai scăzută, în fine. Lidia? Da. Eu cred că trebuie urmărită dobânda lombardă, aceea de care a vorbit domnul Ionescu, care este, de fapt, la ora actuală, cea mai interesantă pentru analiștii economici. De ce? Pentru că e dobânda la care, într-adevăr, băncile se împrumută de la Banca Națională. Și ca să traducem pentru mai mare. E dobânda la care o bancă se împrumută de la BNR când se duce după creditare. Doamna, să mă scuze, doamna. Dar că... eu nu v-am întrerupt. Vă rog, după aceea. Deci aceea este considerată o dobândă mai interesantă decât dobânda de politică monetară. E mai mare, după cum observați, e de 4%, era deja mai mare decât dobânda de politică monetară. Dobânda de politică monetară ar trebui să fie un semnal pentru ca băncile să ne mărească și nouă dobânda la depozite. Cam așa cred că își închipuie Banca Națională, dar cel mai interesant lucru, mi s-a părut mie, toată analiza pe care a făcut-o de, dacă vreți, de argumentare pe care a prezentat-o astăzi Banca Centrală, în care eram avertizați într-adevăr că vom avea inflație, eram avertizați că vom avea o încetinire a economiei, o eventuală creștere a șomajului, deși avem încă nevoie de forță de muncă, și în care, interesant, ni se spunea că leul va rămâne quasi stabil, adică va continua să intervină, ceea ce e singura veste bună. Este leul stabil? Nu. Nu este. Iar eu nu sunt așa de optimist. Adică măsurile acestea, sigur, nu trebuie luate brusc. Asta vreau să spun. Pe de altă parte, dacă, apropo de dobândă lombard, când iei măsura asta, tu te gândești și să sprijini statul. Că asta face, de fapt, Banca Centrală. Da? Bun. Și de-aia o și umblă la dobânda asta lombard, ca să înțeleagă telespectatorii în evul mediu și în epoca, hai să spunem, modernă, în Italia, te împrumutai cu bijuterii sau cu titluri drept gaj. De aici vine titulatura. Am înțeles. Acum se dau titluri de stat, adică banca, dacă vrea să se împrumute, dă titluri de stat pe care le-a cumpărat anterior. Haideți să vedem ce se confirmă, optimismul sau pesimismul. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Trecem acum la chestiuni politice. Astăzi, mai mult sau mai puțin oficial, am înțeles cu toții că premierul Nicolae Ciucă va candida și probabil va fi singurul candidat la președinția PNL de la congresul de duminică. A primit o derogare pe motiv în ceea ce privește vechimea în partid, așadar poate să candideze la președinția PNL. Există în partid o mare așteptare în legătură cu această candidatură. Există, din punctul nostru de vedere, toate condițiile pentru susținerea acestei candidaturi și acordarea acestei derogări. Tot timpul am fost deschis și flexibil în acordarea această derogare de la statut în ceea ce privește vechimea. Din punctul nostru de vedere, nu este o condiție pentru a ocupa funcții de maximă responsabilitate în partid. În definitiv, contează enorm de mult buna reputație, valoarea, responsabilitatea și, bineînțeles, modul în care oamenii care candidează și susțin aceste candidate. Premierul Nicolae Ciucă are toată recunoașterea Partidului Național Liberal pentru leadership, de altfel apreciem performanța dânsului la guvernare, modul echilibrat și cumpătat în care a condus guvernul și suntem siguri că în egală măsură va face acest lucru și la partid. Considerăm că poate asigura o legătură mult mai puternică între partid și guvern. În momentul de față, premierul Ciucă se bucură de o largă susținere în PNL. În cursul zilei de mâine, premierul Ciucă va fi prezent aici. Probabil că va oferi și presei posibilitatea de a furniza public câteva informații în legătură cu moțiunea pe care o depune. Dânsul vă va da și titluri. Ați folosit pluralul mai devreme, spuneați că moțiunile. Mai sunt și alți candidați? Nu am această informație. Nu cunosc această informație. Nu cred. Da, și vă spuneam, îl avem invitat pe președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, bun găsit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Am văzut Nicolae Ciucă, cel mai probabil în mai puțin de o săptămână, și premier și președinte al Partidului Național Liberal. Un lucru bun, din punctul de vedere al opoziției, va ajuta la luarea deciziilor mai rapid și mai corect în coaliție? Nicolae Ciucă ar trebui, în primul rând, să-și explice povestea plagiatului și mai ales a blocării acelui plagiat prin metode care nu sunt caracteristice unui stat democratic. Cred că am văzut cu toții povestea intimidării jurnalistei care a scris
toată povestea acestui și a documentat istoria plagiatului făcut de Nicolae Ciucă, o operațiune compromat ca în Belarus. Eu sper că și postul dumneavoastră de televiziune la știri a transmis această știre și că au văzut-o toți românii, pentru că acolo sunt niște lucruri grave. Sunt niște lucruri care ne îndepărtează de democrație. Deja alunecăm într-o zonă de militarizare a statului și asta are consecințe în două părți. Una, cea a valorilor democratice, și vedem cât de importante în Europa sunt aceste valori democratice și ne e rău. Dar pe de altă parte și în zona concretă de care vorbeați mai devreme în emisiune, de prețuri. Pentru că o guvernare militaro-socialistă, ca cea pe care o avem în prezent, este o guvernare proastă. O guvernare care nu poate ține în frâu inflația, o guvernare care intimidează jurnaliști în mod caracteristic regimurilor autoritare, o guvernare în care partidele, de fapt nu mai există partide, există un singur partid mare stat, există PSD reunit, condus de această aripă militarizată a statului și aripa galbenă a PSD, care, mă rog, și-a păstrat inițialele PNL. Pe de altă parte, pentru echilibru, trebuie să spunem că purtătorul de cuvânt al guvernului a spus astăzi că premierul Ciucă, apropo de ce spuneați, intimidările la care a fost supusă Emilia Șercan, premierul Ciucă cere investigarea acestei situații, se declară împotriva oricărei forme de intimidare a vreunui jurnalist și a cerut în mod expres tragerea la răspundere a celor responsabili. Premierul Ciucă a uzat de toate mijloacele și influența pe care o are la dispoziție pentru a bloca ancheta formală asupra plagiatului său. Plagiatul este evident. Doamna Șercan a arătat, am citit și eu această investigație, sunt zeci de pagini copiate dintr-o carte publicată de altcineva, pur și simplu copiată în teza de doctorat. Dar până la urmă nu trebuie să o spun eu. Avem forul ales statului, este clar cu acea care trebuie să spună că este un doctorat plagiat, să-i fie retras și eventual să-și dea demisia din politică, pentru că plagiatul este un furt intelectual grav. Dacă ar fi lăsat această anchetă a CNATCU să se desfășoare, ar fi fost, să spunem, încă în zona de onorabilitate. Dar prin intimidare, prin mijloace folosite în justiție și acțiuni deschise, CNATCU în momentul de față este blocat de la investiga acel plagiat. Iar jurnalista Emilia Șercan, apropo, o știre pentru telespectatorii noastre și cred că și o invitație pentru postul noastră, mâine la ora 15, Parlamentul României, în Comisia de Cultură și mijloace de informare în masă, este o audiere a dumneavoastră și a altor jurnaliști despre regresul democrației în România. Vom participa desigur și noi la acest eveniment. Ați pomenit despre felul în care se guvernează și aș vrea să vă întreb, i-am întrebat și pe economiștii dinaintea dumneavoastră, despre măsurile sociale pe care le-a anunțat, mă rog, la guvernul, coaliția astăzi, acele vouchere, eventuala majorare a salariului minim pe economie. Dumneavoastră, cum le vedeți? Doamne, cea mai mare problemă a românilor în momentul de față este inflația, creșterea prețurilor. Avem o inflație cum n-am mai avut de 20 de ani de zile. Și un guvern care alimentează prin măsurile sale sau prin lipsa de măsuri această inflație. Ați vorbit mai devreme despre politica monetară, despre BNR, care a intervenit astăzi pe rata de dobândă, o intervenție salutară, după părerea mea ușor tardivă și încă ușor timid ce se întâmplă acolo la BNR față de cât de mare este inflația în România. Și până la urmă mandatul fundamental al BNR este scris pe site-ul lor sus, este stabilitatea prețurilor. Deci BNR... Și o spun ca să mă audă, primul lucru ar trebui să se asigure că prețurile sunt stabile. N-ar trebui să joace politic pentru a avantaja un guvern sau altul. Dar dincolo de politica monetară, în nicio economie, politica monetară nu poate funcționa separat de politica fiscală. Or, politica fiscală e la guvern. Ce politică fiscală este antiinflaționistă? O politică de reducere a deficitului și a cheltuielilor. Orice fac dumnealor în această guvernare militaro-socialistă, așa cum i-am spus, o guvernare socialistă care de fapt nu este care să se ocupe de sărăcie, ce fac dumnealor este să crească cheltuielile statului prin angajări permanente, am arătat în intervențiile noastre, cum la Ministerul Transporturilor, în companie este o frenezie a creșterii de posturilor, se angajează 800 de oameni la Metrorex, 100 de oameni în Ministerul Transporturilor, creșteri de cheltuieli peste tot, asta alimentează ciclul inflaționist și mai este o a treia măsură pe care ar putea să o ia, dar nu au, și de fapt au contribuit enorm la adâncirea acestei crize, este cea din energie. În partea de energie avem un dezechilibru între cerere și producție, ofertă. Trebuie să creștem producția.
Ori cu acest ministru absolut incompetent, și vă aduc aminte că spre deosebire de colegii dumnealui, care sunt în funcție de vreo 5 luni de zile, deci să spunem că încă sunt începător, eu am avut un mandat de ministru de 8 luni, deci 5 luni e suficient ca să faci treabă, dar să spunem, domnul Virgil Popescu, care este ministrul energiei, este din 2019 în funcție și n-a fost în stare să dea legea offshore. Acum văd Legea offshore, bine că ați amintit subiectul, potrivit unor surse, săptămâna viitoare proiectul ar urma să ajungă chiar în Parlament, cu formula statul 60%, companiile investitoare 40%, când vine vorba de redevențe. Cum vede USR sau ce va face USR în Parlament când va ajunge acest proiect? Absolut, când avem un text pe baza căruia să votăm, o să-l analizăm profesioniști și o să punem o poziție. Problema este că este legea săptămâna viitoare. Deci săptămâna viitoare era și în noiembrie 2021, ne spunea Virgil Popescu, săptămâna viitoare era și când eram noi în coaliție și am cerut în coaliție să aduc această lege, săptămâna viitoare era și în 2020. Problema e că e săptămâna viitoare de ani de zile, timp în care acele gaze au rămas în Marea Neagră și noi avem nevoie de acele gaze. Acum vedem că chiar și cei care vor să opereze o să deschidă un arbitraj împotriva statului român. Care e problema în energie? Trebuie să ai stabilitate. Cineva care vrea să investească în energie, fie producție de energie electrică, de tip verde poate, sau de orice fel de altfel de producție, sau în exploatare de resurse de tip combustibil, de resurse fosile, trebuie să aibă o predictibilitate, să știe că nu vine un guvern populist după un an și spune eu de fapt îți iau 80% din ce câștigi sau îți pun tot felul de taxe care te duc în faliment. Ori în loc să încurajăm producția prin o predictibilitate a cadrului legislativ și legea offshore este esențială, legea săptămâna viitoare, în toți acești ani, și repet, Virgil Popescu, acest ministru care cred că zilele astea vedem, noi spunem de mult timp, spunem că acolo e o incompetență fără seamăn, a blocat această lege, a blocat investițiile în energie, a blocat investițiile în producție și atunci suntem în situația aceasta în care creșterile de prețul la energie alimentează inflația. Deci guvernul pe două paliere, politică fiscală cu creștere de cheltuieli și adâncire de deficit fiscal, au încercat pe primele două luni ale anului să mascheze creșterea deficitului prin nerambursarea de TVA. Știți că asta e un pic la moftul Ministerului Finanțelor, nu s-a rambursat foarte puțin TVA, dar suntem într-o situație de deficit de adâncire și de creșterea cheltuielilor structurale ale statului. Exact politica invers decât ar trebui ca să răcești economia, să mergi pe investiții. Și mai este PNRR-ul, mai este partea de fonduri europene, unde dacă am avea acești bani care vin gratis, asta ar fi o gură de aer și de oxigen pentru economia românească. V-aș întreba, domnule Drulă, cum vedeți noastră prestația autorităților române, prestația României în plan internațional în ceea ce privește războiul din Ucraina? Timidă. Și îmi vine doar termenul din engleză, de follower, adică cei care urmează pe ceilalți. Am fi putut fi primii în anumite măsuri. Adică? Începând din primele zile, de la introducerea interdicțiilor de zbor pe deasupra României. Ieri, din nou, am atras atenția, cred că acum două săptămâni prima dată și ieri, din nou, intră nave rusești. Chiar am cerut un raport de specialitate. De când s-a declanșat războiul, au intrat 44 de nave sub pavilion rusesc în portul Constanța. Care își descarcă mărfurile. Deci lucrurile merg un comerț ca în mod normal, cu un stat care produce crime de război, care produce orori. România fiind lângă Ucraina și în prima linie a acestui flanchistic ar trebui să conducă, nu să urmeze pe alții, ar trebui să conducă, noi am cerut sistarea comerțului, nu poți face comerț cu un criminal. Vedem că numai vieți sau o viață pe care oamenii din Ucraina, ați văzut că lucrurile arată un pic ca la noi, foarte multe clădiri de tip blocuri, există o asemănare vizuală. Cei oameni au avut viețile distruse de acest regim criminal. Noi suntem imediat după, din fericire, protejați de NATO, ar trebui să fim curajoși și în primul rând al măsurilor pe plan internațional de izolare a regimului Putin. Ori autoritățile noastre sunt extrem de timide pe partea aceasta, așteaptă să vadă ce face Europa, așteaptă să vadă un stat puternic, un stat condus de oameni care au anvergură de oameni de stat, e un stat care conduce, care aduce soluții pe plan internațional. Dar privința refugiaților și o să vă rog să-mi dați răspunsul după ce cred că colegii au pregătit un fragment dintr-un interviu acordat în exclusivitate televiziunii române de Rauf Malzu, înaltul comisar pentru refugiați, care a fost astăzi chiar la Isaccea și a văzut ce se întâmplă acolo.
90% of those coming are women and children. And they are particularly exposed. And we have to make sure that as fast as possible we put in place measures to make sure that there is no trafficking, that there is no sexual exploitation. And when I was at Isaksha today, one of the points that was made by the authorities was precisely to put in place mechanism for that. Like in all crises, you have people who come and say, we're going to help. But when in the group you have 10 people who want to help, or in a group of 10 you have 8 people who want to help and 2 people who want to exploit and take advantage of the situation. What they said is that we've had situations of trafficking in the past in this context and in this area, and this is a risk that we know is a reality in the context. We're also hearing from various sources that the risk is present, that there are probably cases, there are cases where it is happening, and we have to be very careful. There could be an additional further influx from the southern part of the country, which would definitely come here in Romania. So we have already prepositioned for about 20,000 people to come, but it's to increase that to 50,000. The Prime Minister and the government, generally speaking, is also asking us to facilitate discussion with international financial institutions to make sure that this long term that we're talking about, making sure that we can support the social protection that is put in place, bringing additional investment to help integrate those who are coming into the economy. Putem face mai mult? Evident că putem face mai mult și pentru mine în această poveste a refugiaților, aici USR fiind un partid de la firul ierbii cu cetățeni din primele momente ale declanșării războiului, colegii mei au simțit nevoia să ajute și am fost implicați în, n-am făcut foarte multă publicitate cu colegii mei au fost în a doua zi, în 26 februarie, cu un tir de ajutoare la Cernăuți. Sunt în, mai ales cei din zonă, avem primari în două comune din nordul Maramureșului, primari etnici ucrainieni. Deci suntem foarte aproape de toată această situație și o urmărim. Și în primul rând s-a mobilizat extraordinar societatea românească. Românii, eu m-am simțit mândru în momentul ăsta că sunt români și că am înțeles că sunt niște oameni în nevoie și cu excepția unei părți absolut marginale de neumanitate, în rest a fost un răspuns covârșitor. Ca de obicei, în astfel de situații, autoritățile au venit mult mai târziu. Voluntarii, oamenii inimoși, autoritățile locale s-au mobilizat. Cred că este încă mult de făcut și cred că aceasta este o problemă reală, cea evocată în reportajul, în intervenția dinainte, pericolul traficului de ființe umane. De altfel, România stă prost în general la acest domeniu, suntem monitorizați și de Statele Unite în acest domeniu, pe monitorizarea pe care o fac, stăm foarte prost și iată, poliția noastră care ar trebui să se ocupe de aceste lucruri, revenind la început, că aici vedem proasta guvernare, cum se vede, stă și se ocupă de prostii, ca de compromiterea cu imagini compromițătoare a unei jurnaliste care dezvăluie ceva neplăcut despre șeful. Șeful poliției fiind viitorul secretar general, înțeleg, în tandem cu premierul Ciucă al Partidului Național Liberal. Aripa galbenă a PSD, cum spuneam mai devreme. Toate lucrurile astea merg împreună. Că proasta guvernare nu e doar, când spun așa, proastă guvernare, rezultate slabe, e un lucru abstract. În concret, lucrurile se văd în instituții care nu mai funcționează. N-am avut niciodată explicații pentru atentatul de la Arad, de la Poliția Română. Poliția condusă de MAI-ul condus de Lucian Bode, vedem că avem un pericol și nu este gestionat încă cum trebuie pentru acest trafic de ființe umane. Astea sunt lucruri care afectează societatea. Aș vrea să vă întreb ce se mai întâmplă în USR. Sunteți președinte interimar, ar urma să fie un congres în toamnă? Da, vom avea congresul în toamnă. În această perioadă suntem axați pe opoziție, suntem singurul partid de opoziție și, apropo, aici vreau să vă extind mulțumiri pentru această invitație. Televiziunea Română, iată, își face datoria de informare. USR, partid de opoziție cu 80 de parlamentari, singura opoziție democratică a României, are acces din ce în ce mai greu în media, mai ales în media controlată de interese private. Și asta nu e regulă pentru democrația noastră, nu pentru noi, pentru că noi facem o opoziție extrem de profesionistă. Haideți să
E un cuvânt mare, o poziție profesionistă. Cum se traduce în demersuri concrete, domnule Drul? Se traduce în demersuri concrete, iată, spre exemplu, săptămâna viitoare, moțiune simplă împotriva ministrului mediului Tanțoș Barna. A fost o anchetă de presă care a arătat cum mafia lemnului PNL-PSD din Timiș și Caraș, era acolo un inspector de la Garda Forestieră care a deranjat aceste interese și care a fost executat de ministrul Tanțoș Barna când a deranjat interesele acestor partide. Sunt multe alte lucruri de mediu, îl chemăm, punem reflectorul pe această situație cu mijloacele pe care le avem de opoziție. Avem și legi pe care le trecem în Parlament, monitorizăm PNRR, monitorizăm derapajele guvernului și cele mai importante derapaje în acest moment, repet, e un lucru care se simte mai puțin. Cele mai importante derapaje sunt pe două direcții. Pe direcția democrației, asistăm la o zonă de militarizare a societății, cu acest guvern militar-socialist, și pe partea cealaltă, economia, inflația și scăparea de sub control a prețurilor și degradarea încrederii oamenilor în sistemul politic din România. Ei, tocmai pentru că spuneați că faceți o poziție profesionistă, haideți să spunem ce face USR, cum își, pentru că a trecut prin acea criză după demisia lui Dacian Cioloș. Apropo, mai vorbiți cu Dacian Cioloș, în ce termen sunteți? Suntem în termen bun cu toți colegii noștri și USR este un stup, ca să spun așa. Deci eu sunt foarte mândru de toți colegii mei, fie că sunt în Parlamentul European, unde lucrează la subiectele mari europene și în contextul ăsta, că vorbim de embargoul pe gaze, că vorbim de poziții mari la nivel european, discuții cu colegilor din Germania și reprezentarea intereselor legitime a României, că vorbim de Parlamentul României, unde trecem legi sau blocăm legi care sunt odioase. A fost o lege acum o lună prin care plagiatele făcute înainte de 2011 ar fi fost amnistiate. Deci oricine a plagiat e cazul sau acuzația asupra premierului Nicolae Ciucă, spre exemplu. De două ori s-a încercat, cu un amendament de la minorități și un amendament al deputatului Solomon. Monitorizăm politicile guvernului, îi ținem de mânecă pe PNRR. Dar aveați și acele probleme interne, plus USR. Dumneavoastră spuneați că sunt niște probleme de armonizare. În ce stadiu sunteți cu armonizarea celor două părți? Am avut chiar ultima dată când am discutat cu dumneavoastră discuția aceasta. Este o fuziune între două partide și ca orice proces de fuziune, fie că se întâmplă între partide sau între corporații, o întreagă de literatură și acolo durează până se întâmplă. Nu se întâmplă peste noapte. Dar se fac pași în sensul ăsta? Se fac pași în acest sens și oamenii din partidul acesta muncesc, fie că e la nivel local, primarii noștri, primarul de la Timișoara, de la Brașov, de la sectorul 1, sectorul 2, Bacău și peste tot unde avem primari, primarii din Maramureș, care găzduiesc refugiați de care vorbeam, de la Poenile de Sub Munte sau de la Leordina, sau primarul nostru de la Milișeuți, de la Suceava, care în primele 48 de ore de când s-a declanșat războiul au trecut 3.000 de oameni care au dormit o noapte la sala de acolo deschisă. Deci toți oamenii ăștia muncesc zi de zi. USR nu e o unitate militară. Asta îl diferențiază de aceste partide care au ajuns să fie unități militare care primesc numiri în plic. Pe ce congres este ăsta la PNL unde domnul Ciucă vine și este deja... asta nu mai este o alegere democratică, este uns. La congresul dumneavoastră, cum va fi? Dumneavoastră veți candida? Eu voi anunța această decizie în momentul care voi avea. Este o opțiune care este foarte posibilă și validă. Congresul va fi în luna octombrie. Vă garantez că la noi nu va fi un singur candidat sau cumva... Asta e o glumă, un congres organizat într-o săptămână. Toată lumea care știe ceva dintr-un partid, știe că atunci când e o competiție pe bune, reală, e nevoie de o lună, două, în care se merge în filiale, se dezbat programe. Dar ați văzut că pe liberali a cam costat un congres organizat pe termen lung și acum spun că nu vor să repete greșeala de atunci, că învață din greșeli. De ce fac dumneavoastră la un partid? E treaba lor, până la urmă, cât timp nu influențează România, dar ce au făcut atunci influențează România și atunci vreau să spun un singur lucru. Același sistem de putere de tip militar cu epoleți a intervenit atunci și acum l-a ejectat pe omul pe care îl pusese atunci ca să-l numească pe unul care chiar a fost militar. Pe cine? Pe Florin Câțu? Da. Eu am spus de acum un an că cariera lui politică e, dacă vă aduceți aminte, se plinește aproape un an de când am spus că supraviețuirea lui în politică este finită. Florin Câțu a avut o șansă. A avut o șansă alături de noi și vreo 2-3 luni de zile am sperat în acea șansă să construiască alternativa liberală modernizatoare a României într-o guvernare de dreapta. A dat guvernarea României PSD-ului militarilor, serviciilor
și am rămas doar noi, cei de la USR, singura opțiune liberală, modernizatoare, pro-europeană din România, care funcționează pe baze democratice, nu militare. Dacă e vorba de servicii și în privința dumneavoastră, acelor din USR, sunt niște semne de întrebare din partea unora și cu siguranță le cunoașteți pe toate din Eu știu că suntem acuzați, asta am fost și în guvernare, că suntem prea civili. Cumva acuzația celorlalte partide este cumva că am fi prea neastâmpărați, prea impredictibil. Ori, nu, noi suntem oameni de stat, eu am condus un minister, Ministerul Transporturilor, dar ce nu e în regulă este ca într-o democrație să conduci pe bază de ordine și pe bază de numiri în plic. O întrebare foarte, foarte scurtă, sigur. Câteva secunde, domnul Cioloș își va mai găsi loc la vârful USR? Eu sunt convins că își va găsi loc oriunde va dori dumnealui, e un om valoros, eu am mulțumit pentru contribuția în această construcție. Suntem toți o echipă și continuăm așa. Domnule Drulă, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, tema zilei de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!